Sosește președintele României, Traian Băsescu. Organizată cu ocazia Zilei Naționale a României. Sunt general Danilo. În urmă cu 96 de ani, prin hotărârea Marii Adunări Naționale, întrunită la Alba Iulia, se împărtuia statul național unitar român.
1 decembrie 1918 se încheie de atunci ca un moment hotărător în istoria neamului nostru, care a întâlnit pentru totdeauna năzuința românilor de a trăi liber, uniți, demni și în bună înțelegere cu vecinilor. Ziua Națională este un privilegiu de cinstire a memoriei tuturor românilor care și-au dat viața pentru țară, pentru statul național independent, unitar, român, menționând cu adâncă recunoștință în fața jertfei eroilor armatei României din timpul celor două războaie mondiale. Totodată aducem fios omagiu de recunoștință eroilor căzuți la datorie în teatrele de operație din Balcanii de Vest, Irak și Afganistan și pe timpul executării misiunilor de pe teritoriul național. 1 decembrie este simbolul unității naționale al reconcilierii și slăvirii eroilor care au luptat pentru reîntregire. Astăzi, ca și la 1918, armata este un factor de stabilitate important și respectat în societate. Misiunea ei este aceeași, apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale, a unității și democrației constituționale ale României. Militarii români își apără țara de multe ori dincolo de frontierele ei. Sunt parte a deciziilor politice și cel mai important lucru sunt aceia care fac din decizia politică un element de realitate. Prin misiunile asumate, armata României își păstrează respectul tuturor românilor. Dispozitivul de defilare este constituit din blocuri de paradă organizate pe detașamente cu trupe și tehnică ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, precum și ale Serviciului Român de Informații și Serviciului de Protecție și Bază. De asemenea, participă la parada de 1 decembrie și Asociația Tradiția Militară, membră a Uniunii Europene a Asociațiilor Istorico-Militare. Și la parada din acest an, comunicațiile sunt asigurate de structurile de comunicații și informatică ale Ministerului Apărării Naționale și de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Te baliniați! Detașamente drept! Generalului Tomescu îi urmează purtătorul drapelului de luptă al Statului Major General și purtătorii steagurilor de identificare ale forțelor terestre, aeriene, navale, al Comandamentului Logistic Întunit și al Comandamentului Comunicațiilor și Informații. Intră în piața Constituției, steagurile de identificare ale unităților participante la misiunile din teatrele de operații. Aparținând în majoritate forțelor terestre, dar și forțelor navale, unitățile ale căror steaguri de identificare defilează astăzi și-au câștigat numele în cadrul misiunilor I-4, S-4, Altea și K-4 din Balcanii de Vest, active în dezvolt din Marea Mediterană, Atalanta din Golful Aden și Oceanul Indian, Iraqi Freedom din Irak și Enduring Freedom, respectiv ISAF din Afganistan. Forțele armate poloneze
jur. Deci ești numai în cadrul meu. Unitate specială din Varsovia destinată a acordării asistenței de specialitate pe timpul desfășurării ceremoniilor militare pe teritoriul național și de asemenea pe timpul executării de misiuni în conformitate cu protocolul diplomatic. Militarii Batalionului Cărții de Onoare poate o uniformă legală a forțelor terestre poloneze, precum și tradiționala caschetă patru colțuri, un simbol al identității poloneze și al tradiției naționale. În acest moment, decizează detașamentul Republicii Turce, aparținând unității 66 în partidă mecanizată, care în 2005 este parte integrată a forței de reacție imediată a Alianței Nord-Atlantice. Brigada a fost înființată în anul 1880 pentru executarea de misiuni în Yemen, Anatolia, Anatolia, Caucas, Siria, Tartaria și Balcani. În acest moment, defilează detașamentul Statelor Unite al Americii, compus din pușcași marini, locat la baza militară de la Mihailo Feliciano. În cadrul forței de rotație a Unimei, aceștia sunt supranumiților și războiului și fac parte din batalionul 2 al regimentului 2 pușcași marini din baza regiunii. Detașamentul militarilor americani este condus de locotenent colonelul Joe F. Schmidt, comandantul batalionului. Intră în piața Constituției la apelul de luptă al statului major al forțelor terestre. Al doilea bloc de paradă al armatei României este reprezentat de detașamentul batalionului 2 parte de călugări din Brigada 1 mecanizată al Jedava, condus de majorul Eduard Danilov, șeful de stat major al batalionului. Structură de prestigiu armatei române, batalionul de a fost prima unitate din armată încadrată exclusiv cu militar profesionist. Totodată, unitatea care, în primire după cel de-al doilea război mondial, a participat la operații în afara teritoriului național. Al treilea bloc de paradă este reprezentant de detașamentul batalionului 495 infanterie, capitan Ștefan Șober, din Brigada 1 mecanizată la Cedeva, comandat de majorul George Miron. Ca entitate, batalionul a executat cu succes misiuni de luptă în Irak și Afganistan și a participat la numeroase competiții militare naționale și internaționale. Parada continuă cu defilarea militarilor batalionului 30 Ținători de Munte Dragostoanele din Brigada 2 Ținători de Munte San Ilegetuza. Apărătorii creștelor carpatine sunt comandați de colonelul Mihai Căpravul, comandantul batalionului. Vânătorii de Munte Alpeșeni au îndeplinit misiuni în sprijinul păcii în teatru de operații Kosovo și Afganistan. Vânătorii de munte sunt urmați de un detașament al Brigăzii de Informații Militare Mareșal Alexandru Averescu, condus de locotenent colonelul Bogdan Iorga. Militarii brigăzii au fost printre primii militari români participanți la misiuni în teatrele de operații din Irak, Balcanii de Vest și Afganistan. Marea unitate a luat ființă în anul 2010 prin integrarea sub aceeași comandă a batalionului Cumin, Timin, Enric și Sigin. Defilează acum forțele pentru operații speciale, componenta specializată de intervenție rapidă a armatei, destinată să execute cu mare precizie operații speciale independente sau în sprijinul forțelor convenționale. Comandantul blocului de paradă, constituit din militar ai Brigăzii 6 operații speciale din Mihai Viteazu, este locotenent colonelul Dănuț Foineanu. Detașamentul de poliție militară din cadrul batalionului 265 poliție militară este comandat de către majorul Dorin Văduva. Din 1992, poliția militară a participat la toate misiunile externe în care a fost antrenată armata României, în teatrele de operații din Somalia, Kuwait, Angola, Bosnia și Herzegovina, Albania, Kosovo, Irak și Afganistan. Politiștilor militari le urmează trafelul de luptă al statului major al forțelor aeriene. Detașamentul forțelor aeriene române este reprezentat de militar aparținând frigăzii 1 rachete solare, general Nicolae Descălescu, a trei misiuni este apărarea aeriană a municipiului București. Comandatul detașamentului este locotenentul colonelul Răzvan Stânul, locțitor comandant grup 8. În prezent, Brigada 1 rachete solare parcurge un program de transformare și pregătire. Detașamentul forțelor aeriene le urmează trafelul de luptă al forțelor navale. Cele două detașamente ale forțelor navale române sunt comandate de comandorul Bogdan Vochițiu, comandantul Brigadei Regina Maria. Primul detașament este alcătuit din militar aparținând unităților subordonate Cotei și este comandat de capitan comandorul Ciprian Matachi.
militarii din acest detașament au participat la misiuni în Marea Neagră, unitățile de operații din Marea Mediterană, Golful Aderii și Oceanul Indian, îndeplinind în bune condiții sarcinile primite în timpul operației Lexicon, operației Antiventer sau operației Atalanta. Al doilea detașament este constituit din subofițeri, soldați și grandați profesioniști de la Batalionul 307 Infanterie Marină, fiind comandat de Majorul Virgil Popescu. Organizarea Batalionului 307 Infanterie Marină, mediul de acțiune și specificul amplitud al misiunilor infanteriștilor marini oferă acestei structuri un caracter de unicitate în Armata României. Continuă cu defilarea instituțiilor de învățământ militar. Primul detașament este cel al Academiei Tehnice Militare. Acesta este condus de capitanul Mădălin Iordache. Academia Tehnică Militară are gravate pe steagul de identificare, cartea și compasul, ca simbol de onoare al acestei academii, unde activitatea universitară a început în urmă cu 65 de ani. Steagul este purtat către studentul caporal Andrei Azoiței. Detașamentul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu este condus de majorul Răzvan Barbu, comandant companiei studenții. Continuatoarea tradiției prime școli de ofițeri înființată la București, Academia Forțelor Terestre are o vechime de 167 de ani în domeniul educației militare. Detașamentul de defilare al Academiei Forțelor Aeriene Americoane, aflat cu comanda majorului Dan Timoșanu, este format din 50 de studenți din toți cei 3 ani de studiu. În confundarea blocului de paradă sunt viitorul ofițer ai Forțelor Aeriene Române, pilot din Ministerul Apărării Naționale și din Ministerul Afacerilor Interne, control de trafic, meteorologi, artileriști, lactătiști, antidieni, radiolocatoriști, este pregătit din Academia Forțelor Aeriene. Detașamentul studenților Academiei Navale Mircea cel Bătrân este comandat de robotenent comandorul George Tudor. Academia Navală continuă tradiția școlii speciale pentru subofițeri și ofițeri din corpul flotilei. Detașamentul de elevi pe școlii militare de maștri militari și subofițeri a Forțelor Terestre Pasăra Muntei este comandat de majorul Gheorghe Bubițoiu. Școala de la Pitești este singura instituție de învățământ post-liceală activitate din Forțele Terestre, care asigură formarea și pregătirea profesională a maștrilor militari și subofițerilor pentru Forțele Terestre Române, precum și pentru alte structuri din Sistemul Național de Apărare. Urmează detașamentul elevilor Colegiului Național Dimitrie Cantelic din Graza, comandat de capitanul Claudiu Dumitru Țonoiu. Colegiul Național Militar Dimitrie Cantelic este o instituție de prestigiu Armatei României cu o vechime de peste 100 de ani. Colegiul de la Graza se prezintă astăzi ca o școală performantă, competitivă, ce ocupă în urma evaluării externe locul întâi pe țară din peste 1000 de unități evaluate. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, urmează blocul de paradă al Ministerului Afacerilor Interne, care este deschis de un detașament de studenți al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Instituția de învățământ superior, singura cu acest profil din țară, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, investită cu titlul de grad de încredere ridicat din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, pregătește viitorii ofițeri de poliție, poliție de frontieră, jandarmi și pompieri al Ministerului Afacerilor Interne. Jandarmeria Română, pilot de bază al sistemului de ordine, siguranță publică și securitate din România, prezintă onorul cu un detașament de lucrători ai Brigăzii Speciale de Intervenție la Țepeș. Luptătorii acestei unități de elită sunt responsabili de restabilirea ordinii publice când aceasta este grav tulburată, dar și de intervenția antiteroristă pe întreg teritoriul național la obiectivele din competiția jandarmeriei. Din anul 2011, Brigada Specială este membra grupului ATLAS, rețea din Uniunea Europeană ce reunește structuri de elită cu atribuții în domeniul intervenției antiteroriste și contrateroriste. Urmează blocul de defilare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, condus de răbătăneni colonelul Cristian Constantin. Defilează draperul de luptă al Inspectoratului General și granta formată din pompieri echipați în uniforma care reprezintă tradiția îndelungată a luptătorilor cu focul. Detașamentul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență este constituit din pompieri care încadrează echipajul de stingere a incendiilor. Pentru prima dată în istoria recentă, defilează cu ocazia Zilei Naționale a României un detașament de elevi ai școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr din Cumpina, viitorii polițiști care vor fi 24 de ore din 24 în serviciul comunității. Ei sunt cei care își vor proteja pe oameni și vor vedea la respectarea drepturilor și libertăților cetățenești. Defilează detașamentul Serviciului Român de Informații, condus de locotenent colonelul Negru.
ca fiecare an, cu ocazia Zilei Naționale, porțin la altul instituției, este încredințat brigăzii antiteroriste unitatea prin care SRI își exercită prerogativele de autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Primul grup de filare este constituit din luptători, ale căror misiuni sunt executarea intervenției contrateroriste la nivel național și asigurarea securității diplomatice. Al doilea grup de filare este format din profesioniști care realizează controlul de securitate pe toate cele 16 aeroporturi civile din țară, activitate extrem de importantă în asigurarea siguranței aviației civile naționale și internaționale. Apelul de luptă al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, unitatea de comandă a acestei prestigioase structuri de aplicare a legii din Ministerul Afacerilor Interne. Locul de defilare terestru este încheiat de detașamentul de gardă și ceremonii militare din cadrul Jandarmeriei Române, condus de locotenent colonelul Costel Mocanu. Detașamentul este constituit din subofițeri de elită, care reprezintă onorul într-o ținută care amintește de glorioasa tradiție a acestei arme. Pe plan internațional, jandarmii români au acționat în misiuni sub egida NATO, ONU și ONU europene, prestația lor fiind deosebit de apreciată. Prima prezentare în străinătate a acestui exercițiu la sediul SHAPE din Belgia. Iar în semn de apreciere militarilor români, li s-a înmânat o diplomă pentru profesionalism și aptitudini excepționale. Virtuozitatea lor și frumusețea exercițiului, dar și a gardiștilor, în mod deosebit a fetelor ce aduc o notă specială, au inspirat pe militarii din alte structuri ale armatei să încerce să urmeze exemplul militarilor din regimentul 30 de gardă. În spatele acestor mișcări perfect coordonate și spectaculoase se află multe ore de antrenament și eforturi susținute, însă rezultatul este elegant și impresionant, iar publicul este de fiecare dată cucerit de armonia exercițiului. Right.
Hai stai aici, o taxi. Poate mai încolo. Cu
mașina de luptă la infanterie, 84 ministerul, autovehiculul de luptă blindat, amfibiu Beșenile, care asigură transportul protejat al grupei de infanterie și conducerea lui de către acestea, nimicește forța vie a inamicului și angajează lupta cu vehiculele blindate. De asemenea, contribuie la combaterea țintelor aeriene și executarea de lovituri cu dispozitivul inamic. Uneori execută misiuni specifice pe naturilor de munte. Mașina de luptă are mare putere de foc, având în înzestrare într-un calibru de 25 mm, un sistem rachete anti-tank, o mitralieră calibru 7,62 mm și o mitralieră anti-aeriană calibru 12,7 mm. Este echipată cu aparatură performantă de vedere și conducere pe timp de noapte, permițând executarea de misiuni în condiții de timp nefavorabil. Următoarea coloană care trece prin fața tribunei oficiale este formată de 5 transportoare amfibii blindate B-33 Zimbru. Tabul B-33 Zimbru este un autovehicul de luptă blindat amfibiu cu un echipaj format de 15 unități, cărora le asigură transportul protejat. Caracteristicile tehnico-tactice îl recomandă ca o mașină de luptă fiabilă, foarte obedit în statele de operații, unde a fost și este folosit de către veteranele de infanterie din forțele terestre. Este înregistrat cu o mitraliere calibru 14,5 mm și o mitraliere calibru 7,62 mm. Are de asemenea un sistem de lansare a grenadelor cu mitere, compus din 6 instalații, ce ajută la mascarea acestuia. Tancurile Zimbru sunt urmate de tancurile TR-85M1 Bizonul. Acest tip de tank este un tank de categorie mijlocie, având în compunerea echipajului 4 militari. În urma modernizărilor, tancul Bizonul oferă un grad ridicat de putere de foc, protecție a forței și manevrabilitate în câmpul tactic, atât în ceea ce privește deplasarea pe timp de zi, cât și capabilitățile de deplasare pe timp de noapte. Dotat cu un motor pe motorină foarte puternic, tancul românesc dezvoltă o viteză maximă pe șosea de 60 de km pe oră, iar pe un teren uscat, fără denivelat de 40 de km pe oră. Panta maximă de urcare este de 32 de grade, putând traversa șanțuri cu o lățime de 2,8 metri și viduri de 1 metru. Pe titlul îndeplinirii misiunilor de luptă, tankul poate trece în cursul de apă cu o lățime maximă de 700 de metri și o adâncime de 5 metri. În piața Constituției, sistemul de artilerie la rom, sistem interoperabil și cu performanță la nivelul sistemelor civilare, așa de dotarea celor doar de armate și de trebuie în urmă de la NATO. Plata celor de rachete la rom este de automatizat cu o mare putere de foc, care poate să lovească de anumite de distinte, deosebite din estimat, de poate fi conectat la sistemul de conducere a focului
practică ale sistemului de apărare anteriană de 35 cm. El este conectat cu până la 4 unități de programat în legătură cu acest apropii. Punctul de comandă tactic detectează țita, o urmărește în timp ce o scanează, clasifică și identifică țita, evaluează amenințarea, distrugere țita unei unități de antarnate, afișează scenariul tactic, afișează situația aeriană și comandă bateriile de tragere. Declinează rechirele de luptă amplii în măsură să execută misiuni de luptă într-o mare varietate de forme de teren și relief, de la deșert la zone muntoase pentru perioade lungi de timp cu un minim de întreținere. Vehiculul pe rot multirol de mare mobilitate amplii este unul cu un design revoluționar intrat în dotarea subunităților mecanizate de forțe pentru operații speciale, poliție militară și vânători de munte. În prezent, acest autovehicul de luptă este utilizat în Armata României în trei variante. M1114, M1113 și M1165. Autovehiculului Hampio oferă o protecție superioară modelelor anterioare, atât pentru echipaj cât și pentru categoriile de armament și muniții aflate în dotare. Acest vehicul de luptă, în diferite variante, a fost întreprințat de militarii forțelor terestre în datele de operații din Irak și Afganistan, începând cu anul 2005, oferând un nivel de protecție balistică adecvat. Vehiculele de luptă Hampio au fost utilizate și în acest an de forțele terestre în cadrul exercițiilor de instruire naționale, cât și multinaționale din poligoanele din Germania. Poate fi folosit prin demontarea și montarea unor subansamble pentru transportul și întrebunțarea unor sisteme de astfel ușoare, lansatoare de rachete și de evacuare de hrană. Poate rula cu viteză de 30 km pe oră, tot distanță de 50 km, cu toate patru roțile întâmplate, fără a încredința sistemul automat de înflare a acestora. Intră în viața Constituției, autoturismele de teren și dorința hoi, care pentru a veni în sprijinul acțiunilor militare pot fi echipate cu kituri de protecție balistică care se corespundă unor niveluri de protecție ridicate pentru personal. Pe acest tip de autoturisme pot fi montate sisteme de comunicații complexe, satelitare sau video, sistem de armament ușor de infanterie sau sisteme de curiozie împotriva dispozițiilor de instrucțiune improvizate. În funcție de specificul misiunilor primite și zona de operații care acționează, echipele de informații militare din brigada de informații militare sunt gestate cu tipuri de tehnică diverse, adaptate cerințelor mediului operațional în care acestea acționează. Depilează în acest moment autostațiile radio de Chevrolet, autostații radio cu saltă frecvență se asigură comunicații radio la nivel tactic cu performanțe superioare în transmiterea securizată de publicitate, lucru în rețele cu dimensiuni și mase reduse și cu autonomie crescută. Comunicațiile se pot realiza cu stațiile radio în configurații portabile, mobile sau fixe. Echipamentele de comunicații sunt instalate pe șase Chevrolet A44, un autovehicul cu mare capacitate de trecere, prevăzut cu kituri de instalare pentru echipamentele de comunicații și cu sistem de electroalimentare. Defilează acum un vehicul utilizat în Rapid Cougar, echipament nou, stat în gestarea Armatei României. Acesta a asigurat cu succes protecția militarilor în definirea misiunilor specifice teatrului de operații în Afganistan. Vehiculul blindat de MRAP este urmat de autospecialele de intervenție EOD, vehicule blindate specializate în executarea misiunilor specifice privind detecția, neutralizarea și distrugerea munițiilor convenționale neexplodate și a dispozitivelor explozive utilizate. Forțele aeriene intră în viața Constituției cu detașamentul de radare GPS-79R condus de subocotenent Monica Pascu. Sistemul radar Gunfeeder asigură executarea strategiei radar controlului trafic aerian, dirijarea avioanelor proprii la interceptare și indicarea țintelor către sistemele de rachete solare. Radarul este protejat împotriva contramăsurilor electronice și transmite în mod automat dacă ne dată în rețeaua de comandă și control a forțelor aeriene, având posibilitatea de telecomandă și telecontrol. Sistemul radar Gunfeeder este destinat pentru cercetarea spațiului aerian, descoperirea, urmărirea și identificarea țintelor aeriene care evoluează la înălțimi și medii. Detașamentul de rachete Sol-Air cu baza la Sol-Hawk este condus de locotenentul Michel Ionis Crivoț din Brigada 1, rachete solare General Nicolae Pescălescu. Structurile de rachete Sol-Air din compunerea frigăzii 1, rachete solare General Nicolae Pescălescu, dotate cu sisteme Hawk,
se află într-un proces de operaționalizare, iar începând cu anul 2015 vor fi defect interoperabile cu armatele aparținătorilor NATO. Sistemul Hawk dispune de un sistem de comandă-control de ultimă generație și are o mobilitate deosebită în contact, precum și o putere de concret utabilă. Coflul de tehnică Hawk este format din 4 autospeciale de transport rachete, având atașată de un lansator cu de 3 rachete de exercițiu. Lansatorul este destinat pentru transportul, pregătirea și lansarea rachetelor de luptă. În 2012, Brigada 1 Rachete Solar, general Nicolae Vescălescu, a executat primele trage de luptă reale cu acest tip de rachete, evenimentul fiind o premieră pentru forțele armate ale României. Forțele navale sunt reprezentate la parada tehnicii din acest an de două ambarcații hibrid, o ambarcație rapidă fulgerul și o instalație mobilă de lansare a rachetelor. Cu echipaje formate din militari ai centrului de salvare, din infanterie marină al batalionului de infanterie marină și din marinare ai civilului 110 rachete navale. Comandantul detașamentului de tehnică militară al forțelor navale este capitan comandorul Dorin Prodeanu. Aceste embarcații sunt folosite pentru transportul, inserția și extracția rapidă a echipelor de nivel tactic de lucrători. Instalațiile mobile de lansare a rachetelor sunt mașini de luptă ce fac parte din secția rachete navale a diviziunului 150 rachete navale din conformerea flotei. Servesc la lansarea rachetelor cu aripi asupra navelor de suprafață dinamice, asupra mijloacelor de stand și a navelor de transport. Locul de defilare al comandamentului logistic în Dumnezeu este condus de colonelul Ioan Iacob, partizan al numeroase misiuni de operații Afganistan. Primul detașament este condus în 4 autostații radioactivitate cu stat de frecvență în Vapta. Privatizarea acestor autostațiune asigură protecția necesară și faptului și tehnicii împotriva minelor și ramurilor. De comunicație operate de cele și comandamentului și-au dovedit și abilitatea prin asigurarea legăturilor radio necesare coloanelor de transport pentru misiunilor de sprijin logistic. Al doilea detașament de tehnică al comandamentului logistic în Medic este alcătuit din 10 autovehicule de teren blindate tip Bushor Panhard. Autospecialele Panhard sunt cele mai noi mijloace blindate intrate în dotarea armatei României. Sunt destinate unităților operaționalizate din cadrul comandamentului logistic. Acesta se utilizează în zonele de conflict, ușor de manevrat în mediul urban, cu străzi înguste, beneficiază de mobilitate ridicată pe teren accidentat și totodată de o capacitate sporită de trecere a obstacolelor. Sunt echipate cu mijloace de comunicație militare din generația a treia ce permite asigurarea legăturilor de comunicație și a serviciilor informatice integrate utilizând tehnologia voice-over-IP. Din punct de vedere tehnic, autospecialele pot fi integrate cu orice sistem de comunicații sau informatic bazat pe tehnologie IP, ceea ce le face interoperabile și compatibile cu cele mai noi mijloace de luptă din dotarea NATO. Locul de paradă al comandamentului logistic Întunic se încheie cu 5 autoturisme de teren Dacia Duster, achiziționate prin programul de stimulare a noului parcuri autonațional fiind destinate transportului personalului de atunci de misiuni. Autoturismele au tracțiune integrală, beneficiază de monitorizare Euro 5, mobilitate ridicată, confort sporit și reprezintă începutul unui proiect al Ministerului Apărării Naționale de înlocuire a autoturismelor din dotarea armatei. Urmează tehnică din dotarea Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii. Primul modul este format din autostația satelitară Anchor Station, configurată pe șasiul Humvee. Autostația Anchor reprezintă în timp foarte scurt legături de voce și date prin fluxurile satelitare comerciale și militare din orice locații de pe teritoriul național sau din teatrele de operații. Al doilea modul este reprezentat de autostațiile Radio Falcon, care sunt dotate cu stații radio cu sal de frecvență și asigură comunicații radio, direcțiile și rețelele organizate la nivel tactic, operativ și strategic, cu performanțe superioare în transmiterea sintetizată de voce și date. Echipamentele radio sunt instalate pe șasiul șerului Tahoe 4x4, prevăzute cu kitul auto, care conferă o mare capacitate de trecere. Defilează și autostația de videoteleconferință, care este configurată pe șasiul Rovanta și este destinată pentru realizarea serviciilor video de voce și de date secretizate atât pe teritoriul național cât și în datele de operații.
urmează containere de comunicații transportabile destinate pentru realizarea legăturilor multicanale prin radio releu și optice și cablu și pentru asigurarea serviciilor de voce și date necesare sistemului de comandă control. Blocul de paradă al comandamentului comunicațiilor și informaticii este încheiat de defilarea autostradilor de comunicații din dotarea modului de comunicații din locabil NATO. Principalele echipamente de comunicații sunt instalate pe mijlocul de merge de sprintă cu remorcă care defilează în acest moment în fața dumneavoastră. Locul de defilare al tehnicii Ministerului Apărării Naționale este încheiat de autospecialele de intervenție CBNN pentru formă autodacea Duster 4-4, un mijloc tehnic dislocabil, independent, integrat din sistemul de supraveghere și avertizare CBNN al Armatei României. Dotate cu cele mai performante echipamente pentru detecția și identificarea agenților de CBNN, acestea acționează în scopul obținerii și raportării de securitate a informațiilor. Autospecialele CBNN sunt urmate de Duster Army și Pika Parmi, două vehicule ale constructorului autohton Dacia, mașini proiectate în acord cu standardele NATO și adaptate nevoilor Armatei României. Sunt calificate de ingineria Renault din România în colaborare cu Furnizor Român, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Academia Tehnică Militare, structuri aflate în subordinea și coordonarea Departamentului pentru Armamente. Locul de defilare al tehnicii terestre al structurilor Ministerului Afacerilor Interne este deschis de mijloace reprezentative ale Poliției Române. Urmăriți defilarea celor 10 motociclete de BMW ale Poliției Rutiere, structură specializată în informarea, supravegherea și controlul respectării normelor de circulație către fonduri publice. Profesioniști, stăpânii, sute de cantitere, polițiști, motociclisti sunt primii care intervin pentru îndrumarea și supravegherea participanților la trafic. Acestea sunt urmate de un autobuz marca V60, folosit la intervenția în cazul accidentelor de circulație și la supravegherea și controlul traficului rutier. Poliția Română vă prezintă autoturismul Porsche, care are capacitate de 3600 de cm cub și un motor de 420 de cai putere. Cele trei autoturisme BMW 330XD, care urmează autoturismul Porsche, sunt folosite în special la însoțirea coloanelor oficiale ale demnitarilor români și străini, precum și la niște patulare, supraveghere și control al traficului rutier. Defilează acum două autovehicule Dacia Duster și o autospecială Dacia Docker, folosite de poliția rutieră, la misiuni de supravegherea traficului rutier și intervenție în condiții meteorologice nefavorabile. Urmăriți trecerea celor trei autospeciale Dacia Lada și trei autospeciale Dacia Duster, folosite de polițiști în activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice în orașe și în zonele rurale. Defilează efective din cadrul serviciului independent pentru intervenții și acțiuni speciale. Principala formațiune de intervenție a Poliției Române, partea grupului de elită Atlas. Autospeciale de intervenție, Mercedes Fitur și Sprinter, folosite de rute poliția, sunt dotate cu echipament de protecție balistică și echipamente speciale de executare a misiunilor specifice. Rezolvarea situațiilor de criză, intervenția pentru capturarea sau neutralizarea infractorilor foarte periculoși sau înarmați cu arme de foc, eliberarea ostaticilor și a persoanelor răpite sau sequestrate. Locul de paradă al Poliției Române este închis de trei autolaboratoare criminalistice destinate cercetării la fața locului dotate cu tehnică fotovideo digitală, truse și echipamente criminalistice. Dotările permit desfășurarea activităților criminalistice atât în mediul rural cât și în mediul urban, în condiții climatice diverse pe zi de zi sau pe timp de noapte. Defilarea Poliției de Frontieră Române debutează cu 5 ATV-uri care au rolul de a facilita accesul în zonele înguste, greu accesibile de pe frontieră, fiind dotate cu tracțiune integrală, roli și echipamente de comunicații. Urmează trei autospeciale Volkswagen Passat Variant destinate patrulării și intervenției cu operativitate a polițiștilor de frontieră în zonele de competență și de comunicații adiacente.
Sala la continuă cu trei autospeciale de patrulare tactică, terminate și terminate și patrulări în zonele rurale, cât și în zonele cu rezervele roșii, utilizate de poliția de frontieră română, în lupta împotriva infracționalității transfrontaliere. Autospecialele de patrulare de acea noastră sunt urmate de trei autospeciale de patrulare Intercomasiv destinate misiunilor operative de supraveghere și intervenție ce se desfășoară în locurile greu accesibile, zone cu relief montan, drumuri neamenajate, fără extremă sau zăpadă. Urmează trei autospeciale de supraveghere cu termovizine care oferă informații video în timp real atât ziua cât și noaptea, inclusiv coordonate de GPS ale elementelor infracționale. Parada Pachino cu ambarcațiune Harpun, tractată de autospecială de acea dată, ambarcațiunea este utilizată în misiunile de intervenție în zone greu accesibile, lași în gheață, spartă, poduri de gheață, apelic în gheața Dunării, sub linera Rurului. Urmează două ambarcațiuni de tip RR, tractate de autospeciale de acea dată. Destinate misiunilor de patrulare, acestea sunt dotate cu echipamente de vedere pe timp de noapte, de interceptare și abordaj, precum și cu mijloace de avertizare acustice și luminoase. Ambarcațiunile sunt urmate de trei autospeciale pentru transportul câinilor de serviciu marca Mitsubishi L200. Acestea au rolul de a transporta câinii de serviciu și de echipajele de intervenție și patrulare la locul de misiune. Poliția de frontieră română își încheie defilarea cu trei autospeciale Volkswagen Transporter, care au rolul de a transporta polițiștii de frontieră atât pentru locurile unde își desfășoară misiunile de patrulare, cât și pentru intervenție în zonele de frontieră. Parada tehnice auto a jandarmeriei române este deschisă de motociclete, mijloace de transport rapide și fiabile, necesare definirii misiunilor în timp operativ. Urmează autotenismul Volkswagen Passat Variant, destinată misiunilor de însoțire a coloanelor oficiale și sistemul mobil de comunicații montat de autovehicului Chateau Tahoe, dotat cu sistem de convenție pentru echipamentele de comunicații și aceasta este destinată asigurării comunicațiilor între structurile jandarmeriei și alte structuri ale Sistemului Național de Ordine Publică și Siguranță Națională. Autospecialele Volkswagen Transporter, dotate cu mijloace de filmare și înregistrare, sunt folosite în misiunile de asigurare și restabilire a ordinii publice. Autospecialele Volkswagen Transporter de culoare neagră sunt ideale pentru îndeplinirea misiunilor de intervenție antiteroristă, având în deschidere pe ambele părți, ce permit șoferilor să aibă o mobilitate foarte bună în diferite situații. Aceste autospeciale sunt pregătite de sisteme speciale de suport pentru armament și pentru alte mijloace de protecție folosite în acest gen de misiuni. Barca pneumatică este folosită pe timpul îndeplinirii misiunilor de către scafandrii și lucrători din cazul brigăzii speciale de intervenție a jandarmeriei române. Autospecialele Isuzu 4x4, precum și cele de tip UTV, care au dotare și separate șemile, sunt folosite de jandarmeria montană în misiunile de salvare și evacuare a persoanelor aflate în situații de risc, dar și pentru asigurarea unui climat de siguranță în zonele montane. Definează acum autospecialele de transport efective Opel Movano cu 12 locuri, care asigură transportul rapid în condiții de siguranță a forțelor cu porturi de jandarmi mobile în zonele de competență. Autospecialele blindate pentru intervenție Semicat și AM7 sunt folosite atât în executarea misiunilor antiteroriste, cât și în cele internaționale, deoarece asigură un nivel de ridicare de linie balistică anti-glonț împotriva minelor sau dispozitivelor explozive improvizate. Autospeciala cu apă AGDP 7000 este destinată misiunilor de restabilire a ordinii publice, folosind jeturi de apă pentru dispersarea turbulenților. Defilarea continuă cu tehnica de intervenție a Inspectoratului General pentru situații de urgență, formația de defilare a
pompierilor români este deschisă de autofecioarele pentru munca operativă, mijloace de transport destinate în metrului operative care asigură coordonarea forțelor de intervenție. Defilarea continuă cu autospeciala cu capacitate de trecere mărită, în care alături de cei doi salvatori din cadrul unității speciale de intervenție în situații de urgență, se află Lucky, câinele special antrenat pentru misiunile de căutare salvare urbană a persoanelor din mediile ostile vieții. Urmează cele două motociclete de intervenție SMUD care destrefez zonele aglomerate și greu accesibile, încadrate cu paramedici capabili să acorde primul ajutor medical specializat. Defilează mașina medicului de urgență, urmată de ambulanțele SMUD, destinate a acorderi primul ajutor medical calificat, terapie intensivă mobilă și terapie intensivă neonatologie. Autospecialele sunt încadrate cu personal specializat, medici și pompieri paramedici, precum și cu echipamente medicale performante care permit gestionarea intervențiilor specifice cu lucrate ridicate în complexitate. Echipată dumneavoastră, autospecialele pentru cercetare și primă evaluare în cazul accidentelor chimice, biologice, radiologice și nucleare și autospecialele pentru decontaminare a persoanelor afectate, dar și a tehnicii și terenului în care s-a petrecut evenimentul. Acesta dispun de aparatură performantă în măsură să asigure identificarea produselor de natură radiologică, precum și gradul de contaminare radioactivă a mediului. În continuare, puteți urmări autospeciala de intervenție la dezastre și accidente colective, destinate intervenție la calamități și catastrofe naturale, și cele două centre mobile de comandă și control. Acestea autospeciale sunt destinate identificării și monitorizării zonelor de risc, asigurării managementului situațiilor de criză în cazul producerii evenimentelor de urgență. Urmează grupul de autospeciale pentru descarcerare, utilizate pentru extragerea victimelor accidentelor rutiere și salvări urbane, ce permit realizarea în scurt timp a acestului salvatorului către persoanele cuprinse în mediile vieții. Acestea tractează torțile pneumatice încadrate cu scafandri care intervin pentru salvarea victimelor din mediul acvatic și evacuarea persoanelor și a bunurilor surprinse din inundații. Parada tehnicii pompierilor militari continuă cu autospecialele de strângere cu apă și spumă cu capacitate medie și înălțime, destinate intervenției la strângerea incendiilor distribuite în locurile greu accesibile sau în zonele urbane aglomerate și cu trafic intens, dar și a celor din zonele unde este dificil alimentarea la sursa de apă. Locul de defilare al tehnicii Inspectoratului General pentru situații de urgență este în cea de autospeciala de intervenție și salvare de anunțe de trip Pronto Skydiving. Defilează acum locul de tehnică aparținând Serviciului Român de Informații, conținută în este dispozitivul de intervenție contra teroristă, format din trei autospeciale de intervenție contra teroristă cu câte 4 lucrători și o auto specială pentru intervenție a scafandrilor cu ambarcațiunea pusă pe teritoriu. În autospeciala de intervenție a scafandrilor sunt 2 lucrători, iar în ambarcațiune se află 4 scafandri echipați de luptă. Urmează dispozitivul de intervenție antiteroristă și contrateroristă pirotehnică, alcătuit din 2 autospeciale de intervenție cu câte 4 lucrători, destinate evacuării și izolării zonii de risc și o autospecială de intervenție pirotehnică cu dotările standard de serviciu de un echipaj format de lucrători. Observați că lucrătorul din autospeciale este echipat cu costumul de intervenție pirotehnică. În continuare defilează dispozitivul de protecție tractare, format dintr-un autovehicul principal al scopiei și 2 autovehicule de escortă cu câte 4 lucrători. Locul de defilare al Serviciului Român de Informații este încheiat de 3 autospeciale aparținând unității specializate responsabile cu asigurarea pe teritoriul României a protecției corespondenței oficiale clasificate și neclasificate, domeniul în care Serviciul Român de Informații este autoritate națională. În autospeciale se află echipe în armata câte 2 militari, transportul și securitatea corespondenței speciale sunt asigurate neîntrerupte peste 60 de ani. Acum sunt în atenția dumneavoastră unitarii serviciului de protecție și bază, structură specializată în protecția sanitarilor. CPP este membru al rețelei europene pentru protecția personalităților publice și face parte din comitetul director al Asociației Internaționale de Protecție a Sanitarilor. Defilează motociclistii care asigură escorta coloanelor oficiale și 2 dispozitive specifice pentru protecția sanitarilor. Membrii tuturor echipelor sunt
antrenați în condiții speciale în conformitate cu standardele internaționale pentru asigurarea protecției sanitarilor. Specific pentru acest întâi decembrie este faptul că SPP asigură concomitent protecție pentru doi președinți ai României, pentru cel aflat în justiție și pentru președintele ales în urmă cu două săptămâni. Dată de la înființarea sa, poliția locală a municipiului București este reprezentată la parada de 1 decembrie de motocicliștii din cadrul serviciului de circulație. În dotarea lor se găsesc motociclete BMW și XM Spider, acestea fiind utilizate pentru 4 rade sau pentru deplasarea cu rapiditate la cazurile necesitate. Misiunile agenților de circulație din cadrul poliției locale au presupus în timp atât activități de fluidizare, cât și acțiuni în urma cărora au fost salvate vieți. Defilarea Cavaleriei Jandarmeriei Române, devenită deja obișnuința manifestărilor prilejuite de Ziua Națională, este deschisă de cai multipli campion național ai bazei de administrare și de servire a jandarmeriei. Acestea sunt urmați de detașamentul de cavalerie al Jandarmeriei Capitale. Împreună, jandarmi și cai execută misiuni de intervenție pentru menținerea și restabilirea ordinii publice cu ocazia competițiilor sportive și cu prilejul manifestărilor și implică aglomerări mari de persoane. Tradiția se ține cu profesionalism și dăruire ori de câte ori detașamentele călare ale jandarmeriei române participă la îndeplinirea misiunilor specifice, cunoscut prin faptul că atât cai cât și călăreții jandarmi s-au remarcat prin ocuparea pozițiilor fruntașe la competițiile sportive de profil. Caii au fost o prezentă constantă în cadrul studiilor militare, din sunt parteneri de efect și eficiența jandarmilor. Cavaleria jandarmeriei este urmată de patrula călare a poliției locale a municipiului București. Prin apariția acestui detașament de lider, capitala României a reușit să intre în rândul marilor orașe ale Europei, care folosesc eficient unitățile călare în scopul creșterii siguranței cetățenilor și pentru menținerea ordinii publice. De la apariția în capitală, unitățile călare ale poliției locale a municipiului București au efectuat peste 2000 de misiuni, având rezultate remarcabile pe linia prevenirii faptelor antisociale, salvând vieți sau vieți omenești. Patrula călare a municipiului București este formată din 27 de călăreți agenți special antrenați pentru misiunile lor, care folosesc cai din rase de utilizat, fondul românesc sau pus în vieți. Cum nu se poate mai potrivi semnificațiile profunde și importanța tratării național și ale celui de lucrări pentru cetățenii români. Defila de acum a fost și așa tradiția militară, grupul de reconstituire istorico-militară, care reprezintă România la Uniunea Europeană a Asociațiilor Istorico-Militare. Anul acesta, Asociația Tradiția Militară a dat onorul președintelui Franței la Paris. Detașamentul poate uniformele și echipamentul de ceremonie de grădicer model 1914, precum și de campanie de infanterie și de mărul de munte model 1916, specific armatei regale române. Decorațiile militare de epocă sunt originale. Piața Constituției prezintă onorul grada de onoare a regimentului 30 grade, unitate comandată de colonelul Bogdan Cernat, aflată în subordinea statului major general. Unitate talonă armatei României, dispozitiv impresionant, regimentul 30 grade din Antichiazul este prima unitate în acest stat documentat din armata română modernă, acreditată cu baza Palatului Domnesc, înființată la 1 iulie 1860, prin ordonanța numărul 63 a domnitorului Alexandru Dan Cuza. În prezent este singura unitate armatei României care execută misiuni de ceremonii și onoruri militare la cel mai înalt nivel. Actuala uniformă de ceremonie este una dintre cele mai elegante și rafinate din spațiul european, pe lângă elemente tradiționale brodate într-o formă modernă.
puternicul spirit de corp, valoarea colectivului de cadre, tradiția și camaraderia fac din regimentul de gardă o unitate de elită armate române, gata oricând să îndeplinească misiunile primite. Șefului Serviciului Muzicilor Militare și Inspector pentru Arma Muzicii Militare, colonel Valentin Neașu. Doamnelor și domnilor, parada militară de consulată de ocazia sărbătoririi Ziua Națională a României.